În această seară, corul Facultății de Teologie Ortodoxă din București a susținut tradiționalul concert de colinde. La eveniment au participat profesori, studenți, părinți și iubitori ai colindelor noastre strămoșești. De asemenea, au fost prezenți Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și Romiță Iucu, prorectorul Universității București. Corul Facultății de Teologie a prezentat în aula Dumitru Stăniloae a instituției de învățământ un program divers, ce a cuprins colinde culese și armonizate de autori precum Timotei Popovici, Gheorghe Danga sau părintele Ion Popescu Runcu. La tradiționalul concert de colinde al studenților teologi a fost prezent și episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Momentul acesta, de la Facultatea de Teologie Iustinian Patriarhul din București, este o sărbătoare a bisericii și, dacă vreți, este darul pe care studenții acestei facultăți de teologie îl aduc Mântuitorului Hristos. De demult, magii au adus daruri, îngerii au cântat, Fecioara s-a bucurat dinpreună cu dreptul Iosif, în timp ce alți, mulți locuitori ai Betleemului au rămas indiferenți, iar unii dintre ei chiar răuvoitori. Deci acest dar al studenților Facultății de Teologie îl primește astăzi Mântuitorul Hristos, bucurându-se de osteneala lor, bucurându-se de această lucrare misionară pe care nu doar în aula Dumitru Stăniloae a Facultății de Teologie o aduc ei, ci și în alte multe instituții. Este așadar o mărturie a lor într-o lume care are nevoie de cântare, care are nevoie de rugăciune, de bucurie, și această lucrare a studenților teologi trebuie să fie un exemplu și pentru alți tineri din biserica noastră. Cei prezenți la concertul de colinde au putut vedea și o expoziție de icoane realizată de studenți, intitulată Icoana Chip Mărturisitor. Colindele sunt tradiționale, sunt vechi deodată cu neamul nostru și ele totuși sunt noi, pentru că în conținutul lor reflectă taina Betleemului, pe care ne-o aduc foarte aproape, taina înomenirii Fiului Dumnezeu. Am prefațat acest concert cu o expoziție de icoane, tocmai pentru a pregăti pe cei care audiază colindele prin icoana nașterii Domnului Iisus Hristos. De altminteri, este și o expoziție cu care se încoronează anul închinat Sfintelor Icoane. Studenții au participat și invitații cu sufletele deschise la acest tradițional concert de colinde și cu conștiința că, așa cum colindele au ținut tradițiile românești în putere, tot așa și Sfintele Icoane. De fapt, ceea ce mărturisesc icoanele prin imagine, mărturisesc prin cuvinte și colindele noastre, ambele bazându-se pe Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru cei mici prezenți la eveniment a venit Moș Crăciun, care le-a adus daruri.